seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. 16 persoane, printre care 3 copii, au fost rănite după ce un camion a lovit azi dimineață un microbuz de rută la Măgdăcești. Șoferul camionului a fost reținut. Rutieră fărămată, partea stângă complet, scaune scoase, scoteau oameni atunci. O mașină parcată în preajma Universității de Stat a luat foc în această după-amiază, fiind cuprinsă de flăcări secțiunea motorului. Procuratura Anticorupție a inițiat un proces penal în contextul desfășurării licitației de la aeroport, existând suspiciuni de abuz de serviciu. Rusia a lansat un atac masiv cu 82 de rachete și drone contra sistemului energetic ucrainean, fiind avariate substații de producere a energiei electrice și instalații subterane de stocare a gazelor. Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață la Măgdăcești, raionul Criuleni. Un camion și un microbuz de rută s-au ciocnit violent. În urma impactului, 16 pasageri, printre care 3 copii, au ajuns la spital. Șoferul camionului, un bărbat de 47 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore pentru că nu s-ar fi asigurat în timpul unei depășiri și a intrat în microbuz. Accidentul s-a produs în jurul orei 6 dimineața la intrarea în localitatea Măgdăcești. Din imaginile surprinse de pe o cameră de bord, se vede cum microbuzul de pe ruta Drăslicen-Chișinău a fost pulberat de un camion, fiind făcut zob. Potrivit poliției, șoferul camionului nu s-a asigurat atunci când a efectuat o manevră de schimbare a benzii. Impactul a fost atât de puternic încât a fost deteriorată și o porțiune de parapet. Martorii sunt îngroziți de cele întâmplate. Când am venit, apă strașnic, ce... Rutieră fărămată, partea stângă complet, scaune scoase, scoteau oameni atunci. Asta este tot ce a mai rămas din microbuz. După cum puteți vedea, vehiculul a fost făcut zob, iar acum este dezmembrat pentru a putea fi evacuat. Impactul a fost atât de puternic încât microbuzul a rupt parapetul, a doborât un stâlp și a fost proiectat în grădina unui locatar din sat. Proprietarii gospodăriei au fost primii care au sărit în ajutorul pasagerilor rămași blocați printre fiarele contorsionate ale microbuzului. Am văzut o bubuitură, o trăsnitură. Ne-am gândit că gata, parcă un cutremur ceva. Când am ieșit, s-auză strigăte, boști. Dar deja ieșeau oameni, nu știu unii, că băteau un geam vreo câteva doamne, strigau copii, s-auză. Ești afară, rutiera trasă aici. Dar bine, istoria a scos. Oameni, femei, copii. 16 pasageri din microbuz, 14 maturi și 3 copii au ajuns la spital cu diferite traumatisme. La fața locului au intervenit 6 ambulanțe. 3 pacienți în vârstă de 16 ani au fost transportați la Institutul Mamei și Copilului. Stella este mama unui tânăr care era în microbuz și a fost rănit în timpul accidentului. Adolescentul mergea la lecții la un colegiu din capitală, iar femeia a rămas șocată de cele întâmplate. Eu când am ajuns la fața locului cu soțul, am venit cu mașină. Eu, simplu, mai n-am căzut de stare de șoc. Eu am crezut că băiatul meu e mort, pur și simplu. Vă zic cum este. Eu încă nu mi-a revenit. Potrivit purtătorului de cuvânt al Institutul Mamei și Copilului, 2 copii au fost internați, dar viața lor nu se află în pericol. Toți 3 au fost examinați. 2 dintre ei, fiind în stare de gravitate medie, au fost internați cu mai multe traumatisme și leziuni, unul în secția de neurochirurgie, celălalt în secția de chirurgie urgentă. Unul dintre pacienți a fost de asemenea examinat, dar nu a avut nevoie de internare și a fost externat la domiciliu. Celorlalte persoane accidentate li s-a acordat asistență medicală de urgență, fiind transportate la spitalele din Chișinău. Între timp, la locul accidentului au fost mobilizate câteva echipe de drumari pentru a evacua parapetul distrus. A fost avariat 56 de metri de liniar de parapet de siguranță, 2 indicatoare rutiere și un stâlp de iluminat care deja a fost scos și dus la sector. În urma accidentului, traficul rutier din zona a fost îngreunat mai bine de 7 ore.
Elevii de la Liceul Liviu Deleanu din Capital, afectată de un incendiu săptămâna trecută, ar putea să învețe online și săptămâna viitoare, deoarece în clădire încă au loc lucrări de reparație, iar unele încăperi este imposibil de respirat din cauza mirosului de fum. Suntem la parter. Practic această zonă a fost cea mai afectată. S-a înlăturat o parte a plăcilor de pe tavan, tot ce este ca și cenușă, dar astăzi practic s-a înlăturat din tot liceul. Sălile de clasă nu au fost afectate de flăcări, dar fumul a învăluit toată instituția. Revenim cu mai multe imagini de după incendiu în câteva minute. Trei angajați Mulțilva au ajuns pe banca acuzațiilor după ce ar fi vândut ilegal lemne de peste 100.000 de lei. Potrivit procurorilor, este vorba despre directorul interimar al unei întreprinderi de silvicultură, un șef interimar de ocol silvic și un pădurar. Potrivit procurorilor de la crime organizate, dosarul a fost pornit în 2022. Tot atunci au fost efectuate 60 de percheziții, iar în rezultat au fost reținute 5 persoane. Acum, pe banca acuzaților vor compărea un director interimar al unei întreprinderi de silvicultură, un șef interimar de ocol silvic și un pădurar. Procurorii susțin că la fiecare defrișare legală, cei trei nu includeau în măsuri anumite volume de lemne și nici nu le contabilizau, astfel încât banii din vânzările reveneau direct ilegal. Astfel, în 3 defrișări legale, au adăugat în mod ilegal la fiecare din ele cantități de mase lemnoase de specii tari în valoare de 26, 27 și 60 de mii de lei. Ulterior, bănuiții vindeau lemnele cu câte 1.000 de lei pentru metru ster, iar banii împărțeau între ei. Astăzi, PCCOX a publicat și mai multe înregistrări audio în care aceștia discută despre schema ilegală. Ai vândut lemnul, ai dat? Da, da, 3-4 kilometri rămân. Vezi, aveți grijă. A, păi tu suni și vor ieși, spune, băi, acolo ies ceva și el a spus ce faci, că nu te apuca singur, că acolo mai mănânc și directorul cățări. Băi, eu niciodată nu mănânc singur. Responsabilii de la Mulțilva ne-au spus că vor reveni ulterior cu o reacție. Potrivit codului penal, suspecții s-ar putea alege cu o pedeapsă de la 4 la 8 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. O mașină parcată în preajma Universității de Stat a luat foc astăzi. Până la intervenția pompierilor, un trecător a încercat să stingă flăcările, iar momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. Din imagini se vede că incendiul a izbucnit la secțiunea motorului. Potrivit inspectoratului pentru situații de urgență, automobilul de marca Opel a fost distrus în partea din față. Nimeni nu a avut de suferit. Cauzele și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite. Elevii de la Liceul Liviu Deleanu din Capitală, unde săptămâna trecută a izbucnit un incendiu, s-ar putea să nu revină de luni în sălile de clasă. O decizie ar urma să fie luată mâine de către Comisia Situației Excepționale Buiucani. În instituție au loc lucrări de reparație și de curățare a holurilor, dar și a altor spații afectate. În unele clase este imposibil de respirat, iar pereții de la parter și demisol sunt negri de fum. La 6 zile după ce flăcările au cuprins demisolul clădirii, iar fumul dens s-a răspândit în întreg liceul, instituția încă este în plină reparație. Suntem la parter. Practic această zonă a fost cea mai afectată. S-a înlăturat o parte a plăcilor de pe tavan, tot ce este ca și cenușă, dar astăzi practic s-a înlăturat din tot liceul. Lucrări de reparație și curățare se fac și aici, în cantina liceului. Aici va fi schimbat podul care a ars, iar între timp muncitorii curăță și lustruiesc ușile, pardoseala, dar și pereții. Cel mai puțin afectate de foc au fost sălile de clasă. În mare parte nu au fost afectate, ca să spunem, nu au fost afectate de către flacără. Partea mai negativă este că fumul care a învăluit instituția în unele săli de clasă a intrat într-o cantitate mai mare. Între timp a fost conectat curentul electric. A fost reconectat curentul electric. Tehnicienii și echipa de muncitori care lucrează la sistemul electric se străduie să ne conecteze etajele de mai sus și zilele următoare se continuă cu a face curățenie, a înlătura toate daunele care au fost aduse de către incendiu. Săptămâna aceasta, cei aproape 1900 de elevi ai liceului au făcut ore online, iar deocamdată nu se știe dacă de luni vor reveni în sălile de clasă. O decizie în acest sens va fi luată mâine de către Comisia Situații Excepționale Buiucani. Incendiul a izbucnit vinerea trecută în demisolul liceului, iar în doar câteva minute, instituția a fost învăluită de fum dens. Preliminar, focul ar fi fost provocat de niște lucrări de sudură.
Recensământul a fost motiv de dispută între deputați la ședința Parlamentului. Noi, de-a lungul timpului, am văzut că am avut și avem tare mulți specialiști în COVID, în gaze, în multe alte domenii și deocamdată și de la un timp au apărut și specialiști în recensământ. Da, мы не специалисты, но при этом среди граждан поступают много вопросов, на которые мы бы хотели получить ответы. Ce discuții sunt în jurul subiectului și cu ce precizări a venit Biroul Național de Statistică, aflați în jurnal. Acțiunile și declarațiile Bașcanului din autonomia găgăuză fac parte din campania de denigrare și dezinformare a Kremlinului în raport cu Republica Moldova. Asta susține președintele Parlamentului, care astăzi a avut o reacție ironică și critică în adresa procuraturii, care nu investigează declarațiile cu tentă separatistă ale Evgheniei Cuțul. Igor Grosu afirmă că legi sunt, doar trebuie aplicate. ...ism și comportament de rob care se duce la stăpânul său. Și acești policieni fac parte din instrumentariul pe care Kremlinul Putin încearcă să-l aplice aici pentru a împiedica accesarea noastră sau mersul nostru pro-european. Vreau să transmit găgăuzilor este că problemele lor se rezolvă la Chișinău, nu la Moscova. Și doi, ce vreau să le transmit elitelor politice de acolo, să nu încerce să pună poporul găgăuz împotriva autorităților de la Chișinău, pentru că nu o să meargă acest lucru și să nu se lase manipulați, da, de hoțel ușor. Igor Grosu susține că poate să dea doar o apreciere politică a acțiunilor Bașcanului din autonomia găgăuză, care zilele trecute a fost la Moscova pentru a doua oară în ultima lună. L-am întrebat pe președintele Parlamentului cine trebuie să intervină pentru a aplica legea și dacă declarațiile Evgheniei Guțul privind independența regiunii ar fi cu tentă separatistă. Este apanajul procuraturii. Este apanajul organelor de drept care trebuie... Noi am oferit cadrul legal, noi am votat, am introdus acel articol care era lipsă 30 de ani. Noi, țară care suferim de 30 ceva de ani de separatism, dar 30 de ani noi n-am avut un articol în care măcar să știe cei care au apetitul pentru a face lucrul ăsta, că sunt pasibili de așa ceva. Trebuie cu toții să adresăm aceste întrebări procuraturii, altor organe, SIS-ului. Grosu a ironizat și criticat declarațiile procuraturii, care a spus că nu are nicio sesizare privind vizitele unor politicieni în Federația Rusă. I-ați văzut, ei când se caute sediu deodată să... Deodată devin harnici, dar aici n-au sesizare. Există autosesizare. Autoritățile trebuie să aibă leacă mai mult caracter. Procuratura Generală ne-a spus și azi că nu are niciun dosar pornit în acest sens. Totodată asigurăm că Procuratura și alte organe de drept întreprind măsuri pentru asigurarea respectării ordinii constituționale în Republica Moldova, ne-au transmis responsabilii de la Procuratură într-un comentariu. Evgenia Guțul, susținută de fugarul Ilan Șor, a fost zilele trecute la Moscova, împreună cu președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, și a semnat un acord privind utilizarea cardurilor bancare MIR în autonomie, lucru care nu este posibil în țara noastră, potrivit ministrului finanțelor. Bașcanul a vorbit în mai multe intervenții pentru presa afiliată Kremlinului despre o posibilă declarare a independenței autonomiei găgăuze. Evgenia Guțul a câștigat alegerile în autonomie anul trecut, fiind susținută de penalul fugar Ilan Șor, iar ulterior acuzată de corupere a alegătorilor. Guțul este cercetată penal în dosarul de finanțare ilegală a partidului Șor, scos în afara legii. Anterior, SIS a anunțat despre posibile tentative de destabilizare situației din țară, organizate de Federația Rusă cu implicarea factorilor de decizie din autonomia găgăuză și din regiunea transnistreană. Totul a rămas însă doar la nivel de declarații, iar autoritățile nu au anunțat despre nicio măsură de intervenție. Alți trei martori au fost audiați astăzi în dosarul Sacoșa Neagră, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon, printre ei și fostul premier Pavel Filip, care a declarat că a participat doar o dată la negocierile dintre PSRM și PD. Tot astăzi au fost audiați și deputații PAS, Lilian Carp și Oazu Nantoi, care au depus sesizări la procuratură după apariția imaginilor în care Vlad Plahotniuc îi dă o sacoșă neagră lui Igor Dodon.
În cadrul ședinței de astăzi au fost audiați trei martori din partea procurorilor. Primul a fost ex-premierul Pavel Filip. Acesta a povestit despre negocierile dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat din 2019 și a menționat că a participat la ele doar o singură dată. Am declarat ceea ce am declarat în cadrul urmăririi penale, deci o relatare a evenimentelor care au avut loc în acea perioadă din 2019 și poate. Ulterior, în fața magistraților a venit deputatul PAS Lilian Carpa. Acesta este martor în dosar din partea acuzării, după ce a depus o sesizare la procuratură în urma apariției în spațiul public a imaginilor în care Vlad Plahotniuc îi dă o sacoșă neagră lui Igor Dodon. În acel demers care l-am făcut la procuratură, eu am solicitat ca să fie făcute clarificări pe cel conținut. Vreau să vă întreb dacă știați că domnul Dodon ar mima aceste negocieri cu domnul Plahotniuc? Nu cunoaște și iar declarația a făcut-o doar el. În spațiu public, nicio instituție a statului, SIS, gen SIS sau procuratură sau procuratura anticorupției sau CNA, nu a venit să confirme spusele pe care le-a făcut Dodon. Avocații lui Igor Dodon au declarat că afirmațiile lui Lilian Carp nu pot demonstra vinovăția acestuia. Domnul Carp, deși are calitatea de martor, de fapt nu a declarat nimic din ce a văzut sau a auzit el personal. El a dat doar declarații ca și un cetățean simplu care a văzut la un moment dat ceva în presă, la televizor, pe rețele de socializare și atât. Ultimul martor audiat în ședința de astăzi a fost deputatul Oazul Nantoi. Eu am depus o sesizare la Procuratura Generală în legătură cu materiale video care au apărut la publică, dacă nu greșesc, în cadrul cărora Igor Dodon îi dicta lui Serghei Ralov formula de federalizare a Republicii Moldova, care a fost impusă de reprezentantul administrației de la Kremlin, Dmitri Koza. Ne rămân încă patru martori, respectiv două, trei ședințe de judecată, finalizăm cu audierea martor. În cadrul ședințelor anterioare din partea acuzării au mai fost audiați ex-deputatul Iuri Ieneniță, care a publicat imaginile în care Dodon primește o sacoșă neagră de la Plahotniuc, dar și fostul șef al Agenției Proprietății Publice, Igor Grigoriev, care este cumătrul lui Igor Dodon și a depus mărturie împotriva lui. În total, magistrații urmează să audieze 15 martori din partea acuzării și 150 de persoane din partea avocaților. Igor Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală. Fostul președinte neagă acuzațiile și se declară nevinovat. Recensământul a fost motiv de dispută azi în Parlament. Președintele legislativului a îndemnat politicienii să nu politizeze subiectul, precizând că este un proces foarte important. Deputații comuniști și socialiști au venit cu o replică, spunând că unele întrebări din chestionar trezesc nedumeriri. Blocul a cerut ca directorul Biroului Național de Statistică să fie audiat în Parlament, dar propunerea a fost respinsă. Noi, de-a lungul timpului, am văzut că am avut și avem tare mulți specialiști în COVID, în gaze, în multe alte domenii și deocamdată și de la un timp au apărut și specialiști în recensământ. Mă adresez politicienilor, vă rog să lăsăm exercițiul ăsta apolitic și să nu-l politizăm și să nu răspândim informații false. După replica președintelui Parlamentului, a intervenit deputatul comunist Diana Caraman, care a declarat că unele întrebări din chestionar sunt bizare. Da, mâine specialist, но при этом среди граждан поступают много вопросов, на которые мы бы хотели получить ответы, понимать, зачем и откуда человек должен знать, из чего сделана крыша дома, в котором он живет, стены наружные, где родились родители и многие. О, Доамне, крыша, да, pentru cei care крыша stă la loc, este un proces firesc, nepolitic, în toate țările lumii. Deci terminăm, vă rog, cu minciunile. Diana Caraman a solicitat ca directorul Biroului Național de Statistică să fie audiat în Parlament, însă propunerea nu a întrunit suficiente voturi. Discuțiile de azi din legislativ vin după ce ieri și premierul a avut un mesaj pentru cei care s-au arătat nemulțumiți de formularea întrebărilor pentru plebiscit. Am observat că peste noapte avem mai mulți experți în recensământ. Se dau părerea ceea ce privește întrebările. Eu vreau să reamintesc tuturor că recensământul este un exercițiu foarte important. Asupra lui
asupra organizării, asupra întrebărilor, s-a lucrat foarte mult și eu vreau să chem pe toți, inclusiv politicienii care s-au făcut experți în recensământ, să aibă o atitudine responsabilă. Și Biroul Național de Statistică a venit cu unele precizări, informând că întrebările au fost elaborate în conformitate cu recomandările internaționale, fiind consultate cu societatea civilă. Responsabilii îndeamnă cetățenii să se informeze din surse sigure, iar pentru detalii și răspunsuri la întrebările iscate pot accesa site-ul oficial al BNS. Recensământul populației și locuințelor se desfășoară începând cu 8 aprilie și până pe 7 iulie, doar pe partea dreaptă a Nistrului. Bugetul estimativ este de circa 329 de milioane de lei, bani prevăzuți în bugetul de stat. De asemenea, Biroul Național de Statistică beneficiază de suport din partea Uniunii Europene, a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și altor parteneri de dezvoltare. Datele preliminare ale recensământului vor fi prezentate la sfârșitul acestui an, iar cele finale vor fi gata la sfârșitul lui 2025. Lansatorii ansamblului Hecenii, care au obținut Golden Buzz la România au Talent, au fost invitați azi la ședința Parlamentului și au fost aplaudați de deputați. Avem un popor talentat, că avem cu ce ne mândri. Noi am mers acolo doar pentru a arăta cât de buni suntem. După prestația de la România au Talent, s-a aflat că Hecenii nu au o sală normală de repetiții, iar guvernul a promis peste 1 milion de lei pentru reparația acesteia. Cu mai multe detalii, revenim în jurnal. Licitația de la aeroport a ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție. La începutul acestei luni, mai exact pe 3 aprilie, procurorii au intentat un proces penal în care sunt investigate mai multe fapte, inclusiv prin prisma abuzului de serviciu. Informația a fost oferită redacției noastre de către Procuratura Anticorupție, care nu a dat alte detalii. Reprezentanții Agenției Proprietăți Publice nu au răspuns la apeluri pentru un comentariu. În schimb, purtătorul de cuvânt al aeroportului a confirmat că procurorii au solicitat acte ce vizează licitația, precizând că administrația oferă toate informațiile necesare a anchetei. APP a anunțat o nouă licitație în luna februarie, după ce prima a fost anulată pentru că s-au înregistrat doar două companii și pentru că ar fi fost unele carențe. Data de depunere a dosarelor a fost prelungită până pe 17 aprilie. Având de parcurs împreună drumul spre integrarea europeană, primarii din Moldova și Ucraina au învățat de la cei europeni ce trebuie să facă pentru ca orașele lor să arate ca cele europene. Aceștia au mai făcut un pas spre integrarea în familia europeană, stabilind colaborări cu primarii din UE în cadrul summitului internațional al primarilor desfășurat în premieră în țara noastră. Evenimentul organizat la Dâncenă a adunat peste 200 de primari, inclusiv din România, Germania, Italia și Polonia. Suntem aici pentru ca oamenilor să le meargă mai bine. Este un crez de care trebuie să ne călăuzim împreună pe drumul nostru european. Iar administrațiile publice locale au un rol important în parcursul european al țărilor candidate. Aici, la acest summit, participă primari din orașe și sate care au o experiență bogată și vor vorbi exact despre cum poate arăta un oraș european și vor vorbi și despre cum să ajungem acolo. Cei mai mulți primari prezenți la eveniment reprezentau Republica Moldova și Ucraina. Summitul internațional al primarilor a adunat la Dâncin peste 200 de primari și circa 400 de participanți în total. Invitații au venit aici din Ucraina, Germania, Polonia, România și, nu în ultimul rând, la eveniment participă și primari din Republica Moldova. Primarii celor două țări vecine au vorbit despre cum își dezvoltă propriile localități și despre necesitatea de a avea colaborări cu orașele europene. Ne-am dorit să extindem parteneriatele și cu alte țări și această ocazie este una foarte prietenică pentru a lega prietenii. Primarul din Dânceni spune că deja a reușit să realizeze proiecte de succes cu orașe din România. Avem o grupă creșă renovată în grădinița Albinuța cu sprijinul fraților noștri de peste Prut. Deci urmează acum să construim o scenă de vară la fel în localitate cu sprijinul primăriei din România. Iar reprezentanții orașelor din statele membre UE au vorbit despre oportunitățile de care ar putea beneficia țările candidate. Este o direcție din care și România a avut foarte mult de câștigat, nu doar ca țară, ci și la nivel de comunități locale. Cea mai mare parte a proiectelor pe care noi le
ne dezvoltăm se dezvoltă pe bani europeni. Au povestit despre experiența și realitățile în care trăiesc și cei circa 60 de primari din Ucraina. Today the mayor's work is the same like it was before the war, except that we need to maintain problems with the water, with the rockets, bombardments, let's say, and provide people with every thing that they have. La eveniment s-a discutat și despre inovații și transformarea digitală în cadrul administrațiilor locale, despre programele și fondurile europene, dar și despre reconstrucția Ucrainei. Acesta a fost cel de-al cincilea summit internațional al primarilor. Dansatorii din Heciul Nou, care au luat Golden Buzz-ul la România au talent, celebra emisiune de la ProTV, au fost aplaudați astăzi în Parlament. Tinerii au fost invitați la ședința de astăzi, unde au primit cuvinte de apreciere și o diplomă de merit pentru reușitele lor. Ne-au povestit despre emoțiile pe care le-au trăit pe scenă, dar și ce simt acum când, în sfârșit, după ani de muncă și perseverență, au reușit să fie cunoscuți și dincolo de granițele țării noastre. Președintele Parlamentului a lăudat pe tinerii dansatori de la Tribuna Legislativului, încurajându-i să continue să facă ceea ce fac. Avem un popor talentat, că avem cu ce ne mândri. Dar aici un merit deosebit îl are coreograful acestor copii, Dionisie Cobălaș, care de la vârsta de 19 ani conduce acest ansamblu. Chiar dacă anul trecut ați fost concediat, dumneavoastră nu ați cedat, ba mai mult. Cum ați spus și dumneavoastră, atunci când muncești, dansezi cu ardoare, apar și rezultatele. 7 ani de muncă sunt în spatele acestui mare succes, spune coregraful Dionisie Cobălaș. Iar acum el și elevii săi sunt recunoscători că rezultatul este apreciat. Noi am mers acolo doar pentru a arăta cât de buni suntem și respectiv eu cred că și aprecierea jurilor din România și aprecierea celor care ne-au privit la micile ecrane și pe rețele sociale a făcut ca acest moment să fie atât de prețuit. Cu toții au avut momente când erau pe cale să renunțe, spun tinerii, dar s-au susținut reciproc și au mers înainte. Motivația pentru ei a fost aprecierea oamenilor pe care îi întâlneau la diferite festivaluri mici la care participau prin țară. Dansurile populare pentru mine deja înseamnă ca un lucru care l-am în sânge. Fără el nu pot deja trăi. E a doua mea viață, cum s-ar spune. O mare aventură. Daniel este printre cei mai mici membri ai ansamblului. E mai timid de fire, dar când urcă pe scenă, învinge toate fricile. Mă simt liber, sunt fericit că pot dansa, sunt sigur pe mine că pot dansa. Iar Ștefan, care și-a pus sufletul pe scenă, cum au menționat jurații de la România au talent, spune că eu personal trăiesc cu asta. Scenă. Trăiesc, pur și simplu. Eu mă simt de parcă aș avea are. Prin muncă și efort am ajuns la rezultate frumoase. Am privit, am plâns, am privit iar am plâns și am plâns încă o dată. Îi admir ca pe copiii și nepoții mei, că așa și îmi spun mie. Și le urez succes și mai departe și sperăm să facem lucruri frumoase. Hecenii au luat primul Golden Buzz oferit vreodată la România au talent unui ansamblu de dansuri populare. Știu că este o premieră, dar... Povestea din spatele succesului este tristă, întrucât tinerii se antrenează în condiții deplorabile într-o încăpere care a fost construită acum 60 de ani și a aparținut fostului colhoz. Ieri, guvernul a promis că va oferi peste 1 milion de lei pentru a repara sala de repetiții. Cel puțin 100.000 de oameni de la granița dintre Rusia și Kazahstan au primit ordin de evacuare în urma celor mai puternice inundații din ultimii 80 de ani. Autoritățile ruse apelează la ajutorul divin, un grup de preoți rugându-se din aer deasupra zonelor inundate. Efectele inundațiilor catastrofale din Rusia se văd din satelit, arată imagini surprinse de compania americană Maxar Technologies. Revenim cu mai multe imagini în câteva minute la știri. Rusia a desfășurat peste noapte un atac masiv cu 82 de drone și rachete, vizând din nou infrastructura Ucrainei. Operatorul rețelei naționale de electricitate a spus că au fost avariate substații și instalații de producere a energiei din 5 regiuni. Cea mai mare termocentrală din regiunea Kiev a fost distrusă complet. Infrastructura critică a fost bombardată de asemenea la Odessa, Zaporojie și Lvov, iar în Nicolaev sunt morți și răniți.
În această după-amiază, un atac rusesc asupra regiunii Nicolaev a ucis 4 oameni și a rănit alți 5. Dimineață, centrala termică Tripolska din regiunea Kiev, una dintre cele mai mari din Ucraina, a fost distrusă complet după ce a fost lovită cu rachete. Imaginile arată cum clădirea arde ca o torță deasupra Kievului. Centrala alimentează cu energie electrică nu numai capitala ucraineană și regiunea, ci și localitățile învecinate, Cherkasy și Jitomir. Вся електростанція горить, продовжує взриватися. Это просто жесть. Только що був ще один прильот. Autoritățile ucrainene au raportat joi dimineață explozii în regiunile de nord-est, sud și vest ale țării, din cauza unui nou val de atacuri rusești cu rachete. Explozii au fost auzite și în orașul ucrainean Kharkov. Acest atac a întrerupt energia electrică pentru cel puțin 200.000 de consumatori. Ministrul ucrainean al energiei a declarat că atacurile au vizat instalații de generare și distribuție a energiei electrice, de asemenea din regiunile Lvov și Zaporojie. Operatorul rețelei naționale de electricitate din Ucraina a precizat că au fost avariate substații și instalații de producere a energiei din 5 regiuni. Energetica po всій країні, в принципі, потерпала під час ударів. Також у ворога була мета послабити нашу протиповітряну оборону. De asemenea, compania națională ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a afirmat că Rusia a atacat 2 instalații subterane de stocare a gazelor în timpul nopții. De mai multe săptămâni, Rusia bombardează infrastructura energetică a Ucrainei, în special în zona Kharkov, provocând ample întreruperi de energie electrică. Furie în Ucraina după ce Parlamentul a adoptat controversata lege privind mobilizarea în armată. Cele mai multe nemulțumiri a stârnit anularea unui amendament care le-ar fi oferit soldaților care au slujit 2 ani în prima linie să revină acasă. Rămâne neclar câți noi recruți vor putea fi mobilizați și dacă aceștia vor avea suficiente arme și muniții pentru a merge pe front. Parlamentul ucrainean a adoptat astăzi un proiect de lege care înăsprește mobilizarea în forțele armate. Printre modificări se numără scăderea vârstei pentru înrolare de la 27 la 25 de ani. Scandal și furie însă a stârnit anularea prevederii care îi elibera pe soldații aflați pe front după 36 de luni de serviciul militar, cu armata ucraineană depășită numeric de Rusia pe câmpul de luptă, cu o ofensivă continuă pe toată linia frontului. În prezent este imposibil să slăbești forțele de apărare, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Ucraina. Говорити про якісь конкретні терміни, напевно, що зарано, але розуміючи запит суспільства і в тому числі людей, які залучені до сил оборони, буде зроблено все, аби реалізувати і розробити цей законопроект найближчим часом. Ministerul Apărării a recunoscut totuși că trebuie găsită o modalitate de demobilizare a soldaților care au petrecut perioade lungi de luptă în primele linii. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în Parlament în februarie, dar acea clauză a fost înlăturată ieri înainte de a doua lectură. Ми знайшли рішення, які дадуть можливість людини частково звільнитися або інше рішення для того, щоб людина зрозуміла, яка вже знаходиться, вже 2 роки знаходиться в периметрі, як, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена з цієї служби. Pentru a intra în vigoare, textul va trebui promulgat de președintele Volodymyr Zelensky. Până când legea va intra în vigoare, se așteaptă ca ucrainenii să caute să fugă masiv din țară pentru a nu ajunge pe front. Un jurnalist al postului Sky News a discutat cu un traficant de persoane care îi ajută să fugă peste granițe pe cei care au vârsta recrutării. Mulți fugari au ajuns și în țara noastră. I'm not being disloyal. Everyone understands this. Many of my friends have already gone. Anyone who has their opportunity is leaving. Acest traficant încasează câte 6.000 de dolari de la fiecare bărbat pe care îl ajută să fugă traversând păduri și munți. Cei dispuși să treacă granița înotând primesc o reducere de 2.000 de dolari. People simply aren't ready to die. Young people aren't ready to bury themselves alive.
So they turn to us for help. În aceste condiții, pe front duc lupte tot mai dificile ucraineni de vârstă mijlocie, epuizați după mai bine de 2 ani de război. Situația este complicată din cauza lipsei armamentului. Pentru fiecare obuz tras de ucraineni, rușii lansează 5, iar proporția va fi de 1 la 10 în câteva săptămâni, a avertizat un general american într-o audiere în Congres. Forțele rusești sunt de până la 10 ori mai numeroase decât trupele ucrainene în regiunile estice, asta a declarat în Arada de la Kiev un general ucrainan. De altfel, și comandantul trupelor NATO din Europa spune că Rusia are mai mulți soldați în Ucraina decât la începutul războiului. Acesta a avertizat că Ucraina va rămâne fără muniție și fără rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană într-un timp destul de scurt în lipsa unui sprijin suplimentar din partea Statelor Unite. Generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a declarat că armata rusă este acum cu 15% mai mare decât atunci când a invadat Ucraina. El a pus această creștere pe seama majorării vârstei maxime până la care rușii pot fi chemați să efectueze stagiul militar obligatoriu, de la 27 la 30 de ani. Cavoli a făcut o evaluare sumbră privind situația de pe front, precizând că ucrainenii depind anul acesta de NATO și fără sprijinul SUA nu vor putea să izbutească. The severity of this moment cannot be overstated. If we do not continue to support Ukraine, Ukraine could lose. Un pachet de 60 de miliarde de dolari pentru Kiev, cerut de președintele Joe Biden, a fost adoptat de Senat, dar republicanii refuză să-l supună examinării în Camera Reprezentanților. De altfel, principalul rival al lui Biden, Donald Trump, afirmă că poate opri războiul. El ar fi declarat în privat că intenționează să oblige Ucraina să cedeze teritoriile ocupate Rusiei pentru a încheia războiul. They actually said Ukraine, I know President Putin very well. I know Zelensky very well. I'm going to get him in. We're going to get it solved very quickly. În replică, președintele Volodymyr Zelensky a spus că nu are nevoie de idei primitive din partea lui Donald Trump privind modalitățile de rezolvare a războiului cu Rusia. El l-a invitat pe fostul președinte american să vină la Kiev să discute despre planurile sale de pace. The idea is how to take the part of our territory and to give Putin. That is not the peace formula. Elveția va organiza prima conferință pentru pace în Ucraina pe 15 și pe 16 iunie, dar fără Rusia. Мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса. Absența previzibilă a Rusiei se datorează faptului că summitul se va baza pe formula de pace propusă de Zelensky. Vladimir Putin respinge formula de pace a lui Volodymyr Zelensky și insistă ca lumea să recunoască teritoriile ucrainene anexate drept parte a Rusiei. Cea mai bătrână barză din România împlinește 21 de ani. Aceasta face o navetă în fiecare an până în Africa și înapoi. Cuibărește în același cuib. Masculul respectiv scoate în medie de 3-4 pui în fiecare an. Face o navetă în fiecare an până în Africa și înapoi. Specialiștii care au monitorizat exemplarul spun că, deși a ajuns la o vârstă înaintată, este cu pereche și în acest an. Revenim cu detalii în jurnal. Rusia se confruntă cu cele mai grave inundații din ultimii 80 de ani. Cel puțin 100.000 de oameni aflați la granița cu Kazahstanul au primit ordine de evacuare. În lupta cu furia naturii, autoritățile ruse apelează la ajutorul divin. Un grup de preoți a fost surprins rugându-se într-un avion care survola zonele inundate. Între timp, evacuările continuă, iar apa a ajuns în regiunea Kurgan, unde oamenii la fel sunt îndemnați să plece. Acesta este peisajul devastator din regiunile rusești inundate. Pe străzi se circulă cu barca după ce mai multe diguri au cedat sub presiunea apei. Хорошо. Тех тоже затопило. Ё-моё. Всё, там вообще. Всё, что подымали мы. Cel puțin 10.000 de locuințe au fost distruse de ape în regiunea Orenburg, cea mai grav afectată de revărsarea fluviului Ural. Efectele inundațiilor catastrofale se văd din satelit, din aer, orașe întregi arată ca niște lagune. În Orsk, unul dintre cele mai afectate orașe, nivelul apei a depășit 10 metri și continuă să crească. Фонарь упал. А сейчас все собьет здесь.
Apa se îndreaptă și spre regiunea Kurgan, acolo localnicii au început să fortifice diguri din saci de nisip, iar autoritățile îndeamnă să se evacueze. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a anunțat că președintele nu plănuiește să viziteze zona, dar urmărește situația. Mai nou, acesta a decis să apeleze la puterea divină și a trimis acolo un grup de preoți. În imaginile distribuite online de consilierul ministrului ucrainean de interne, Anton Gerashchenko, doi dintre ei țin în brațe icoane mari și par să se roage pentru ca dezastrul să nu se extindă. Puhoaiele au curmat deja cel puțin 3 vieți, însă bilanțul ar putea să crească. De vină pentru potop este topirea bruscă a zăpezilor în munții Ural. Reprezentanții ai Băncii Angliei au prezentat regelui Charles noile bancnote pe care este imprimat chipul său și care vor intra în circulație din iunie. Acest lucru urmează tradiția ca monarhul să primească primele emisii de bancnote noi. Cele deja existente din domnia reginei Elisabeta a II-a vor continua să fie utilizate până nu se vor uza. Realizată din polimer, noile bancnote prezintă o gravură a suveranului britanic făcută după o fotografie din 2013, în care nu poartă coroană. Regele a primit setul de bancnote la Palatul Buckingham și a spus că sunt foarte elegante. Bancnotele marchează una dintre ultimele etape majore ale tranziției către domnia regelui Charles, noi serii de timbre și monede fiind deja în circulație. The banknotes will be released to the general public on the 5th of June this year and they're going to co-circulate with the Queen Elizabeth notes. So there's no rush to change your old Queen notes, they will stay as legal tender. Guvernatorul Băncii Angliei a spus regelui că aceasta a fost prima dată când banca a trebuit să schimbe fotografia monarhului de pe bancnote. Note, deoarece regina Elisabeta II a fusese prima care a avut portretul său pe toate bancnotele. So this is because it's a quite a big moment because we've never changed the sovereign on the banknotes because the Queen was the first sovereign to be on the banknotes. Oficialii au explicat că va avea loc o introducere treptată a bancnotelor. Cele actuale cu portretul reginei Elisabeta vor fi folosite până vor ieși din circulație din cauza deteriorării. Chipul regelui Charles va apărea pe bancnotele de 5, 10, 20 și 50 de lire. Cea mai în vârstă barză din România împlinește 21 de ani. Este un mascul care de ani buni revine în fiecare primăvară în același cuib din județul Bihor. Specialiștii care au monitorizat exemplarul spun că de-a lungul timpului a contribuit la înmulțirea speciei cu 60 de pui cel puțin. Barza a intrat în atenția specialiștilor în urmă cu 21 de ani, când a fost găsită într-un cuib din Satu Mare. Ajunsă la maturitate, în aripata a revenit pe meleagurile noastre, însă în comuna Tarcea din Bihor, loc pe care îl consideră casă, pentru că acolo se întorcea de fiecare dată. Cuibărește în același cuib, masculul respectiv scoate în medie de 3-4 pui în fiecare an, face o navetă în fiecare an până în Africa și înapoi. Vârsta bezelor nu se poate vedea pe ele, deci nu sunt ca noi oamenii, că ne uităm la pe fața cuiva și ne dăm seama că are 80 de ani. Și nu putem să ne dăm seama numai după inelul bezele, pentru că dacă este inelată, atunci știm imediat că putem, din raportările de inelare, să ne dăm seama când a fost inelat. Deși a ajuns la o vârstă înaintată, exemplarul are deja ouă cu partenera sa. Este și cu pereche și anecestan, cuibărește de la 4 ani, deja a contribuit la succesul speciei. Viața barzelor este urmărită cu mult interes și de localnici, nu doar de ornitologi. Așteptăm să vină și avem grijă de fiecare an. Mai și numărăm care vine, care nu. Ne bucurăm că... În libertate, barzele trăiesc între 15 și 20 de ani. Recordul este deținut de o înaripată din Elveția care a împlinit 43 de ani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Survivor România. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!